Asemenea, Târgoviște, Goldiș și Arad, un meci așteptat cu mult interes de fanii basketului românesc, care au putut urmări miercuri 26 martie o luptă crâncenă pentru biletul de calificare din finală. Pe lângă miza competiției, un rol important l-au jucat ambițiile personale, având în vedere că cele două formații și-au împărțit pe rând supremația cu cele două trofee interne. În plus, mai multe basketbaliste precum Monica Brosovski, Ancuța Stoienescu, Porsche Green sau Luminița Manta au îmbrăcat tricoul ambelor combatante. Formația lui Dan Feșeriu a început în forță primul test din final forul Cupei României, ajudecându-și primele două sferturi cu 26-20 și 22-17, grație reușitelor lui Ancuța Stoienescu, Porsche Green și Porsche Paul, care au reușit să înscrie mai multe aruncări de 3 puncte. Însă visul frumos a fost pulverat destul de repede de Icim Arad, care a preluat conducerea din sfertul 3 cu 22-5, de ajuns pentru a-și scrie victoria. În sfertul 4, elevele lui Dan Fleșeriu au încercat să câștige terenul pierdut cu un 18-15, însă prea târziu, spre dezamăgirea celor aproximativ 2000 de suporteri, au ieșit cu capul plecat de pe teren. Noi am pierdut astăzi pe mâna mea, nu a echipei, a mea. N-am știut să gestionez bine sfertul 3, să iau time-out-urile când a trebuit și nu le-am așezat bine în atac. Ele n-au avut nicio vină și au jucat foarte bine, deci dacă sunt probleme, sunt pe banca tehnică. Și dacă jocul formației târgoviștene nu a fost cel la care ne așteptam, atmosfera din tribune a fost la înălțime. Galeria CSM-ului a creat momente incendiare. În primul rând îmi pare rău pentru că nu am reușit să câștigăm în fața unui public superb aici la Târgoviște, poate pentru prima dată când este așa ceva, însă nu, poate noi am vrut prea mult, iar atunci când acasă la tine, în repriza a treia, reușești să marchezi doar 5 puncte, este foarte greu să câștigi, însă pe undeva poate, sincer să zic, așa ne-o meritam, pentru că un meci nu se câștigă dinainte și trebuie să luptăm până în ultima secundă. De menționat că CSM Târgoviște dispune de un buget de aproximativ 45 miliarde vechi, iar Icim Arad de aproximativ 15 miliarde lei. În finala, Mare Arad va întâlni echipa Sepsis Sfântul Gheorghe, iar în finala nimică CSM Târgoviște va întâlni CSBT BC Alexandria.